Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre primul român care a mers vreodată în China și s-a întâlnit cu împăratul chinez. Așa că, așezați-vă comod, deschideți punga de popcorn, dați sonorul la maxim pentru că începem o poveste demnă de Game of Thrones. Nicolae Emilescu Spătarul, așa cum îl știm noi astăzi, sau Nicolaus Spătariu Moldovlahus Autocratis Intrepes Orientalum, așa cum îl cunoșteau prietenii mai apropiați, a fost un adevărat pionier pentru țările române ale secolului al XVII-lea. Reprezentant al umanismului, filolog, poliglot, teolog, scriitor, geograf, cartograf, diplomat și istoric, Nicolae Spătarul a avut mai multe nume sub care a fost cunoscut de-a lungul timpului. De la Nicolae Grămăticul, la Nicolae Cârnul, Baron Spatarius sau Nicolae Spatari, în funcție de țara în care se afla sau poziția pe care o ocupa. Deși a trăit într-o perioadă de instabilitate politică în țările românești, a reușit să se impună ca fiind primul mare învățat al țării noastre, recunoscut la nivel european, dar și primul român care ajunge să exploreze Orientul îndepărtat. Un loc pe care niciun alt român înaintea lui nu avusese ocazia să-l vadă. Așa că, fără alte introduceri, haideți să-i cunoaștem povestea lui Nicolae de la început până la sfârșit. Nicolae Emilescu Spătarul s-a născut în 1636 într-un sat vasluian. Tatăl său Gavril era român după unele surse sau grec după alte surse, iar mama lui se trăgea din familia boierească Miclescu. De unde și numele lui de Nicolae Emilescu? Cred că a uitat un cât totuși. La vârsta de numai 7 ani, în timpul domniei lui Vasile Rupu, este trimis să învețe la școala domnească de la Biserica Trei Ierarhii din Iași. Școala vasileană, cum era ea cunoscută, a fost înființată chiar de Vasile Rupu, care își dorea ca tinerii să nu mai meargă în străinătate să studieze, ci să rămână acasă și la finalul studiilor să ocupe funcții în curtea domnească. Aici studiază latina, slavona, greaca veche și nouă, retorica, muzica, geometria și chiar astrologia. Fiind unul dintre cei mai buni elevi de la Trei Ierarhi, îi atrage atenția lui Vasile Lupu, care hotărăște să-l trimită să-și aprofundeze studiile la Marea Școală a Patriarhiei din Istanbul, oferindu-i acesteia o bursă domnească la cel mai vestit centru universitar din sud-estul Europei. Călătoria o face împreună cu fiul domnitorului, Ștefăniță Lupu, și el trimis la studiu tot în Istanbul. După absolvire, se întoarce înapoi la Iași, unde îl găsește domnitor al Moldovei pe Gheorghe Ștefan, fost logofăt care îl trădează pe Lupu și își cumpără domnia de la otomani. În 1655, la vârsta de numai 19 ani, Gheorghe Ștefan îi oferă lui Nicolae funcția de grămătic, adică de secretar la curtea domnească. De aici va fi cunoscut cu numele de Nicolae Grămăticul. Rămâne în funcție până în 1658, când Gheorghe este îndepărtat de la tron de otomani, iar în locul acestuia este pus Gheorghe Ghica, întemeitorul familiei boierești de origine albaneză, Ghica. În 1658, la vârsta de 22 de ani, Nicolae este avansat de Ghica la rangul de spătar, iar în 1659, la ordinul sultanului, este numit capitan și trimis în Transilvania cu o oaste de 1000 de oameni ca să-l oprească pe Racozi al II-lea să-și recupereze tronul. Nu era o poziție care să-i convină lui Nicolae, nefiind un soldat, dar făcea parte din fișa postului de spătar, așa că face tot posibilul să ajungă prea târziu și să evite o confruntare militară pe care cu siguranță ar fi pierdut-o. Planul lui are succes și la întoarcerea în Moldova este înștiințat că îl va însoți pe Ghica în țara românească, unde acesta îl va înlocui la tron pe Mihnea al III-lea. Cei doi ajung în București, Ghica trece pe tron, iar Nicolae primește postul de mare spătar. Din acel moment, Nicolae va fi cunoscut cu numele de Spătarul. Aerul din București nu-i plește prea mult lui Nicolae, așa că, în 1660, după numai un an, îl părăsește pe Ghica și se întoarce înapoi în Iași. Acolo îl găsește pe tron pe bunul său prieten și fost coleg de școală la Istanbul, Ștefăniță Lupu, care îl repune în poziția de grămătic și îl face sfătuitorul său principal. Fiind protejatul lui Ștefăniță, Nicolae are parte de tot luxul și confortul pe care doar un boier îl putea avea și, ca să fie sincer, nu-i displăcea deloc. Cu succesul unuia creează invidia altora, boierii cu ștate mai vechi pe la curtea domnească devin un pic geloși. Așa că inventează o poveste de trădare și merg la domnitor să-i spună că tânărul grămătic intenționează să ia locul pe tron. Ștefăniță înghite minciuna și, de frică să nu fie trădat, îl pedepsește pe Nicolae, crestându-i cartilajul dintre cele două nări. Gestul de pedepsire își avea origini dintr-o cutumă veche de secole, care spunea că niciun om mutilat nu poate avea pretenții la tron.
Și uite așa Nicolae va fi cunoscut drept Cârnul. Ca măsură suplimentară de precauție, domnitorul le exilează pe fostul coleg de școală, care decide să se întoarcă în București. Așa cum ne-am obișnuit deja, în capitala țării românești nu-l mai găsește pe tron pe Gheorghe Ghica, ci pe fiul acestuia, Grigore. Acesta îi încredințează lui Nicolae misiunea de capul Chehaie, adică ambasador la poarta otomană. Între anii 1660 și 1664 rămâne stabil în Stambul, ați prins jocul de cuvinte, și se folosește de timpul ăsta pentru a traduce Vechiul Testament. Traducerea lui Nicolae Spătaru va sta la baza Bibliei din București, prima traducere completă a Cărții Sfinte în limba română. În 1664, Grigore Ghica este mazilit și Nicolae se vede nevoit să plece și el din capitala Imperiului Otoman. Ne-am fi așteptat ca el să se întoarcă în Iași, dacă ar fi fost să ne luăm după tipar, dar cumva ajunge în Berlin. La curtea regelui german va fi cunoscut cu numele de Baron Spatarius. Ceea ce este și mai interesant este că acolo reușește să-și facă o operație estetică la nas cu ajutorul unor medici nemți pricepuți și scapă astfel de semnul lăsat de Ștefăniță ca amintire pentru prietenia lor îndelungată. În 1666 ajunge în regiunea Pomeraniei, în orașul Stettin, undeva în Polonia astăzi, un port de pe malul Mării Baltice. Acolo întâlnește o veche cunoștință pe fostul domnitor Gheorghe Ștefan, aflat în exil după mazilire. Ștefan încă mai spera să se întoarcă pe tron într-o zi, așa că roagă pe Nicolae să-l ajute ducând o scrisoare din partea lui la curtea regelui Franței Ludovic al XIV-lea. Milescu acceptă pentru că nu a avut niciodată nimic de împărțit cu fostul domnitor și pentru că era curios de cum e viața în Paris. Face o scurtă oprire în Stockholm, acolo se întâlnește cu ambasadorul francez și obține o recomandare de la regele suedez Carol al XI-lea. Fără acea recomandare, Nicolae nu ar fi reușit niciodată să ajungă la curtea regelui din Franța. Ajunge în capitala Franței în 1667 și îi transmite regelui Soare, Ludovic, scrisoarea de la Gheorghe Ștefan. Aceasta conținea propunerea formării unei cruciade anti-otomane, în urma căreia fostul domnitor să-și recapete tronul. După două luni de așteptare, din păcate pentru Gheorghe Ștefan, răspunsul regelui francez este unul negativ. Nicolae pleacă din Franța cu scopul de a se întoarce înapoi în țările române, ca să vadă cum mai merge treaba pe acolo, și după câteva scurte popasuri culturale prin Stuttgart, München, Köln, ajunge în Iași. La tron îl găsește pe Ilia și Alexandru, care știa cât de valoros poate fi pentru el fostul spătar și îl face sfătuitorul său principal la curtea domnească. Așa cum ne-am obișnuit deja, Iliaș nu rezistă mult la cărma Moldovei, fiind mazilit și forțat să plece în Constantinopol, cu tot cu Milescu. Înapoi în Istanbul, Nicolae este invitat să locuiască la ambasada britanică, unde își va ocupa timpul traducând istoriile lui Herodot, sau cel puțin așa ne menționează istoricul Nicolae Iorga. Nu durează mult și apare o nouă oportunitate pentru fostul grămătic, atunci când țarul Alexei Mihailovici dă de veste în Europa răsăritană că are nevoie la curtea sa de un cărturar de încredere și un poliglot priceput. Pentru că întrunea perfect toate condițiile, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului se hotărăște să-l propună pe Milescu la curtea țarului și acesta acceptă. Pe 14 decembrie 1671, Nicolae este angajat în Moscova ca traducător de limbă greacă nouă și veche, limbă latină și limba română, având un salariu triplu față de un traducător obișnuit datorită statutului său de mare învățat al Europei. Impresionează prin munca sa la curte și în 1674 este însărcinat să se ocupe doar de traducerea corespondenței personale a țarului, cu diferiți ambasadori sau lideri de stat. Era să uit, la curtea țarului era cunoscut sub numele de Nicolae Spatari. Asta așa, ca să nu spuneți că nu v-am zis. În 1675, țarul Alexei decide să trimită soli în trei mari imperii învecinate, cu care dorea să lege relații diplomatice și comerciale, mai exact în Iran, India și China. Milescu trage bățul scurt și este numit să conducă delegația diplomatică în China și să devină ambasadorul Rusiei în Pekin, care e Beijingul de astăzi. Misiunea lui era să planeze niște conflicte apărute la graniță, să creeze niște legături comerciale cu chinezii și să strângă cât mai multe informații despre hidrografie, populație, cultură, tradiții și așa mai departe. După ce primește gradul de colonel, Nicolae pornește spre capitala chineză pe data de 3 martie 1675, la conducerea unui echipaj de 50 de oameni. Avea să fie cea mai mare aventură a vieții lui. După ce trec prin Mongolia și pe lângă lacul Baikal, ajung la graniță pe 10 ianuarie 1676, deci după un an. Ocazie cu care Nicolae Milescu Spătaru devine primul român care ajunge în China. La graniță, oamenii împăratului chinez îl așteptau să le escorteze în Pekin. Inițial, diplomații chinezi au crezut că rusul a venit cu gând de război, dar ei nu știau că el de fapt era moldovean și că singurul motiv de îngrijorare ar fi fost să le bea tot alcoolul.
atent și galant, Milescu le oferă diplomaților niște ouă încondeiate, un semn de prietenie. Sensibil la artă, asiaticilor le este câștigat încrederea cu acele ouă și Nicolae reușește să-l întâlnească pe împăratul chinez Kangxi pe data de 15 iunie 1677. Împăratul, un tânăr de doar 23 de ani, rămâne foarte plăcut impresionat de nivelul de cunoștințe pe care interlocutorul său îl avea. Deși Nicolae face impresie bună, nu reușește să-și atingă toate obiectivele propuse. Chinezii nefiind dornici să lege o relație diplomatică și comercială cu Rusia, pe care o considerau mai mult o țară vasală. Cu toate astea, diplomatul moldovean va primi de la împărat cadou un rubin cât un ou de porumbel, care mai târziu va sta pe coroana țarinei Ana. Tot e ceva. Pe 7 iunie 1678, Milescu revine în Rusia și constată cu stupoare că împăratul Alexei murise. La tron era acum Feodor Alexeievici, fiul cel mare al lui Alexei, care nu l-avea la inimă pe Nicolae. Fapt pentru care, la graniță, este percheziționat și arestat pe motiv că ar fi oferit bisericii iezuite din Pechin o icoană ortodoxă. Din fericire, acuzațiile sunt retrase la scurt timp după, din lipsă de dovezi. Neavând altceva de făcut, timp de 4 ani Nicolae se ocupă de redactarea celor mai importante lucrări ale sale din carieră. În urma însemnărilor din jurnalul purtat în misiunea din China, scrie cărțile Jurnal de călătorie în China și descrierea Chinei. În 1682, la moartea lui Feodor și urcarea la tron a fratelui său Petru I cel Mare, Milescu reintră în grațiile țarului și prezintă la curte cele două lucrări, plus o hartă topografică realizată de el însuși. Lucrările sale devin un real succes, nu doar în Rusia, ci în toată Europa. Toate curțile mari cereau copii ale lucrărilor sau măcar informații despre călătoria de acum celebra lui Nicolae. Una dintre copii, redactată chiar de Spătarul, se află acum în arhivele Bibliotecii Naționale a Franței. După succesul lucrărilor sale, își recâștigă locul la curtea țarului și devine mâna dreaptă a lui Petru I și specialistul Imperiului Rus în problema orientală. După 37 de ani în slujba țarului, Nicolae Milescu Spătarul moare în 1708 la Kremlin, la vârsta de 72 de ani. Într-o perioadă a timpului în care domnitorii români erau schimbați de la tron mai des decât își schimbă Ilie Năstase soțiile, Marele Spătar a reușit să se impună dincolo de uneltiri și conspirații la curțile domnești și a devenit unul dintre cei mai mari învățați ai Europei din secolul al XVII-lea. Cu mult înainte de Racoviță sau Iulius Popper, Milescu a reușit să călătorească în locuri pe unde niciun alt român nu mai reușise să ajungă. Cu toate astea, în afară de câteva busturi pe aici pe acolo și o monedă de argint pus în circulație în 2011 de către BNR în scop numismatic, rămâne încă un vasi necunoscut pentru poporul român. Chiar, voi ce părere aveți? Ar trebui instituțiile statului să-l promoveze mai mult pe Nicolae Milescu, așa cum merită, sau nu? Lăsați-mi în comentarii părerea voastră și nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți și clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare ne vedem și pe Instagram și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!